Bărbatul în flăcări. La începutul verii am vizitat casa unei prietene, care se află într-o regiune împădurită din Colorado. Era chiar în limitele zonei muntoase Pikes Peak. Era superb, dar la o înălțime mare. Fiind din Cleveland, nu am luat în considerare niciodată efectul pe care îl va avea altitudinea asupra mea din momentul în care am ajuns la casă de la aeroport. Așa că am mers imediat în camera mea și am început să mă pregătesc de culcare. Pe lângă faptul că se afla pe munte, casa se afla în mijlocul pădării. Ar fi trebuit să fii foarte pierdut sau să știi unde se află casa de ideea. După ce m-am pus pijamalele pe mine și mi-am aranjat bagajele, m-am făcut comod în camera oaspeților. Gazdele mi-au urat noapte bună și s-au dus la etaj ca să se culce. Am sunat acasă ca să mă asigur că toată lumea știa că sunt în siguranță și după circa o oră am stins lumina, fiind gata să mă culc. Imediat ce s-a făcut întuneric în cameră, am mirosit ceva arzând. Inițial era slab, dar mirosul fumului a devenit atât de accentuat că aveam impresia că veioza a făcut scurt circuit și a luat foc. Alarma de fum urla și bipurile răsunau în toată casa. Am sărit dintre așternuturi și am început să caut întrerupătorul din nou când am auzit pași de-a lungul holului, după care alarma s-a oprit. Ușurat am crezut că s-a produs un mic accident în bucătărie și m-am calmat pentru o secundă. Mi-am scos ochelari din nou și m-am întins înapoi pe pat, dar atunci a fost momentul în care l-am văzut. Era straniu de înalt și mă privea amenințător din colțul camerei care mă separa pe mine de ușă. Ochii săi erau de un albastru deschis, care chiar și în lumina lunii erau superbi. Fața sa era palidă, iar rânjitul său era cu adevărat malefic. Era de asemenea în flăcări. Am început să țip, dar în același timp bărbatul în flăcări se apropia de pat. Am dat la o parte păturile și am încercat să sar din pat, dar el m-a apucat de gleznă și atunci a fost momentul când am simțit durerea. A fost ceva ce nu mai simțisem până atunci. Senzația de arsură m-a cuprins până măduva oaselor. Nu puteam respira, iar în același timp eram trasă la podea. M-am uitat în ochii lui, dar mi-am văzut doar reflexia feței mele în ei. Mi-am deschis gura să urlu, dar nu asta mi-a ieșit pe gură. Un țipăt nu este un cuvânt bun pentru ce mi-a ieșit. Nu suna uman, dar a funcționat pentru că la câteva secunde, prietena mea, tatăl ei și fratele au intrat vâjind în cameră cu băte de baseball, stingătorul de flăcări și cu arma familiei. Când au aprins lumina, chestia dispăruse. Tensiunea pe care o simțeam pe picior a dispărut, dar durerea persistând. Și m-am trezit pe podea, neputând să respir. Însă nu era niciun semn că omul fusese în cameră. A doua zi dimineață nu am vorbit despre ceea ce s-a întâmplat în seara aceea. Mi-am ținut glezna bandajată și telenorul la îndemână. În cele din urmă am ajuns la spital ca să mă trateze un doctor. Mi s-a spus să nu îndepărtez bandajele o săptămână ca să evit infecția. Dar chiar și după ce m-am întors la casă, am evitat subiectul. Toate astea s-au întâmplat acum 6 luni, dar parcă ar fi fost ieri. Chiar și acum camera aceea miroase ars și sunt urme de pași arși în linie dreaptă pe hol, de la ușa casei până unde încercam eu să dorm. Și nimeni nu poate explica perdelele pârlite. Acestea pot fi totuși puse pe seama cuiva care le-a murdărit cu încălțările jegoase sau de la un circuit electric ars. Ceea ce nimeni nu poate însă explica este cicatricea lăsată pe glezna mea, care arată în mod suspicios ca o urmă de palmă.